Accident pe calea ferată produs în noaptea de sâmbătă spre duminică în județul Giurgiu. Un marfar cu 23 de vagoane cisternă care transporta apă, cură și benzina a lovit un autotren plin cu piese auto la intersecția dintre calea ferată și drumul național 5B. În această dimineață, în jurul orei 2, am fost solicitați pentru a interveni la un accident produs în apropierea localității Bălănoaia. La fața locului s-a deplasat o autospecială de stingere cu apă și spumă, dotată cu modul de descarcerare, din cadrul detașamentului de pompieri Giurgiu. În urma coliziunii, camionul a fost străpuns de locomotivă și târât circa 50 de metri pe calea ferată. Tronsonul feroviar respectiv a fost avariat. De asemenea, o cantitate semnificativă de carburant din rezervoarele locomotivei și autotrenului a ajuns pe sol. Șoferul camionului și mecanicul de locomotivă nu au fost răniți, dar au suferit atacuri de panică. Traficul rutier și feroviar au fost blocate în în zonă până la ora 9 și 30 de minute, atunci când cel rutier s-a reluat pe DN5B, Giurgiu Ghimpați. La această oră se lucrează pentru mutarea încărcătorii din autotren și remedierea problemelor de la șinele de cale ferată. Pompierii asigură măsurile de siguranță până la eliminarea oricărui pericol.